A stat sub semnul bunicului său, Alexandru Vaida Voievod, cu un tată supus la ani de recluziune forțată prin gulagurile comuniste, urmaș al uneia dintre cele mai vechi și strălucite familii din Transilvania, Mircea Vaida Voievod simte cumplita ironia istoriei, devine un cronicar al ceasului de față. Este autorul unor poeme ale stingerii, amintirii, duratei, rememorării, cutreierate de un timbru aparte, vădind lupta sa orgolioasă de a reface momentele crepusculare ale unui timp revolut ce ne însoțește memoria și nu ne lasă să ne prefacem în istorie fără să-i oferim acestea zestrea propriului nostru adaus spiritual. Am încheiat citatul. Apărut într-o excelentă prezentare editorială și tipografică, volumul de poeme Stând în jilț este o sinteză lirică a prozei și a poeziei autorului, topind metaforic frământările și cugetările asupra viețuirii celui pântuit de premoniția stingerii. Pe prima copertă surprinde portretul scriitorului, cu înfățișarea austeră a unui monah, așezat în jilțul moștenit de la înaintaș, cu privirea-i pătrunzătoare țintuind cititorul și cu degetele împreunate ca pentru rugăciune, meditând parcă la multele încercări ale sinuosului său destin, mereu înconjurat de cărțile care i-au deslușit tainele lumii și ale vieții. Pe ultima copertă apare jilțul, simbol al descendenței nobiliare, poetul conștientizând că demnitatea și verticalitatea înaintașilor obligă la moștenitori pe măsură. Citez. Nu se înfrățește jilțul cu oricine. Bătrânul meu, bătrân de peste zare, stă drept în jilț și suflă în lumânare. Semeți pe jilțul de țărână în prezentul derutant când lumea slută, citez, un festin întoi petrece război în nunți macabre, poelul știe că omul face jilțul conferindu-i valoare. Aceste gânduri și înțeleptele sale demersuri, intuite vag, îi aduc poetului împăcarea sufletească a datoriei împlinite, metaforic sugerate de diamantul olmaz prin care întrevede puntea către raiul din lumea umbrelor. Citez. Ghici, cine ar vâna la moartea mea străvechiul jilț? Vreun crai? Vreun mag? Ci eu în jilț, pe gânduri, în extaz, de moarte uit și de prăpăd, când țin în dreptul ochiului un diamant olmaz, prin taina căruia, mai fin, mai vag, lumea și puntea către rai se văd. Am încheiat citatul. Pare că aceste versuri ale vârstei presimțirilor misterioasei treceri concentrează cheia întregului volum în care jilțul dobândește semnificații multiple, oferind poetului răgazul meditației la ce a fost, la ce este și la ce se prefigurează că va fi după ce el va trece dincolo de pragul asfințitului. Citez. S-ar putea, stând în jil, să înțepenesc demn. În zori orologiu îmi va face semn. Atunci abia, căzută pe jos, inima se va opri rece de lemn. Voi fi lucru cel mai deprisos din casa în care vocea mea răsuna grav dând porunci. Spre înserat, vântul descoperă fața lunii. Sub brazdele de frunză mă îngroapă gorunii.